Ce faci, urecheatule? Îți era dor de mine? Da, cum să nu? Chiar mă gândeam cum de sunt toate lucrurile la locul lor. Tu lipseai. Hopa! Ați luat televizor nou! Păi unde vroiai să văd meciurile de la Euro și Maricica telenovele, a? La cuptorul cu microunde. Ce glumeț ești tu! Ce-i cu ăsta aici? Păi a venit în vacanță. Stă toată vara la noi. Hai să îmi bag banii la cec. Nu putea veni și el mâine? Că doar știi că azi e ziua, e seara aia. Azi era. Bun. Și cu ăsta ce facem? Unde îl culcăm? Eu dorm pe canapea, în camera cu voi. Ia auzi, limbricu, are și pretenții. Păi mi-a zis măsă că se uită pe YouTube la prostii de groază și e frică noaptea să stea singur în cameră să doarmă. Păi, gubosule, ia vină încoa. Uite ce ți-a nenea urecheat. Intrăm frumos pe max15.ro, că au peste 10.000 de produse și sunt toate la maxim 15 lei. Căutăm frumos, pistol, enter. Ia uite, are pistol cu gloanțe de burete. De acum când te atacă ea de pe YouTube, scoți pistolul cu gloanțe de burete și îi împuști. Iar de mâine dorme aici pe canapea cu pistolul sub cap, ca mărgelatul. Da, da, dacă vin după mine, îi împușc pe toți. Bum, bum, pac, pac. Cred că a dormit. Hai, ne apucăm de treabă. Ai adus cătușele cu blăniță roz? Da, am prins ultima pereche de pe Max 15, că s-au dat ca pâinea caldă. Acu e stoc epuizat. Ce bine! Hai, leagă mărteșă treabă. Tate Maricica, ți-e rău? N-am nimic, hai, ia și te culcă, hai, n-am nimic, hai. Dar de ce l-a sufrit greu? Ești bolnavă? Ia mă și te culcă că a visat ceva urât, de asta faci așa. Ia să aprind becul, poate deși revine. Nu aprinde, las că l-aprind eu, stai în patul. Măi, prostălule, ia-și mă dezleag, mă rep de mâic, mă vede Isa în cătușul legat.